La heleștele de la Moftinu Mic cuibăresc păsări precum Botaurus stellaris. Înțelegi tu? Sigur. Adică? Da, are și mama în curte unul. Ce are? Are în curte unul. Ce? Botaurus stellaris. Are, da? Da, da, da. Și ce mănâncă? Încă trăiește. Asta? Ce mănâncă? Ce găsește și el pe acolo prin curte. Adică nimerește nu, poarta? Nu, că e îngrădit și nu poate să fugă. Și nu zboară, deci... A, deci nu îl scoate din... Și nu-l plimbă cu lesa un pic? E pasăre terestră, nu zboară. N-am nici cea mai vagă idee, dar merg pe buhaiul de baltă. Răspuns final? Da. Te rog frumos de înscrie-mi buhaiul de baltă, cum arată. Nu știu. Asta nu e un argument, iară. Descrie-l. Probabil are cioc, are niște aripi. Așa? Cam ce culoare are ciocul? E portocaliu. Exact, portocaliu, că asta voiam să zic. De unde vine denumirea asta de buhaiul de baltă? De la un sădmărean de acolo. L-a găsit într-o zi pe izlaș și...